Încă de la primele ore ale dimineții, ce se întâmplă prin parcurile din București, astăzi numai pentru copii. A plecat la această oră de coasă. Luxandra, sper că e răcoare deocamdată. Luxandra, de acum încolo eu sunt nepotul vostru. Ok. Răzvan, Dani, astăzi am un mini ajutor. Ea este Anastasia, mini reporterul nostru de astăzi, pentru că dacă este ziua copilului, trebuie să avem un reporter copil, nu? Nu că n-aș fi eu destul, dar am nevoie și de Anastasia. Anastasia, mi-ai spus că ai o întrebare pentru colegii tăi. Hai să le spunem ce facem noi în parc în prima dată. În prima oară am venit aici pentru reportajul vostru și să ne distrăm. Dar fără distracție nu-i nimic interesant. Copii, am auzit că voi aveți niște urări de transmis de 1 iunie. Anastasia, îți las ție partea stângă, eu o să întreb în partea dreaptă, da? Deci mai întâi vreau să aflu de la tine. Ce urări ai tu de 1 iunie? Eu am urări, am urarea să le zic la mulți ani copiilor. La mulți ani copii. Tu, ia spune-mi, cum te cheamă, câte ani ai și ce urare ai pentru copii? Mă cheamă Miriam și am 7 ani. 7 ani. Care e cel mai mare de aici? Ia să văd. Văd un băiat. Acu' e ziua? A copiilor! Acu' e ziua? A copiilor! Ce urări ai pentru copii? Să fie sănătos, să învețe, să meargă la școală. Nu pot să cred că vrei să zici de școală de 1 iunie. Dar să se și distreze, în special să se distreze. Cum se mai distrează copiii? Anastasia, ea întreabă-i tu pe prietenii tăi, cum vă distrați? Cum? Mai povestiți-ne și nouă, că noi am îmbătrânit. Cum v-ați distrat voi când erați mici sau cum sunteți acum? Cum vă distrați? Mult la televizor. Aolică, mă joc jocuri, colorez, decupez. Hai să vedem. Mă joc cu păpuși. Hai să vedem și un băiețel. Da. Bun. Mai avem lângă noi un personaj fantastic, așa, care ne va spune ce activități pot face copiii în parc astăzi, scurt, la obiect și pe final, așa. Spectacol o să fie cu multă distracție, muzică, voie bună și tot ce își doresc copiii astăzi o să fie aici în Parcul Alexandru Ioan Cuza. Orice își doresc ei, tot ce și-au pus în minte vor să găsească aici în parc, inclusiv pe noi. Mulțumim, hai să ne luăm la revedere de la băieții Anastasia, la revedere Răzvan, la revedere Dani, vă așteptăm și pe voi în parc, nu? Da. Băieți, mulțumim, Luxandra, nu te întoarce. Nu, trimite-o pe Anastasia, oricum e mai coerentă. Și pa, și mai ageră. E ok, da, e ok. La revedere. Salutări tuturor. La mulți ani de